Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în semne de foc, în berbec, în leu sau săgetător. Însă, voi începe cu berbec. O să pun pauză și voi continua cu leu. Când termin cu leu, pun pauză și continui cu săgetătorul. O să fac toate cele trei zodii în aceeași înregistrare. Să vedem cum iese. Ca să și câștig oarecare timp. Am amestecat cărțile și mi-am propus totuși să aleg un spirit al animalelor la fiecare prezentare. Pentru berbeci, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, în berbec, aveți pantera. Aveți pantera și, evident, este semnul alchimic al focului. Am mai vorbit de-a lungul timpului, chiar la ultima prezentare, parcă, sau penultima, a apărut pantera la unul din numere. Dar, în acest context, pantera mi-aduce aminte de, sau mă face să mă gândesc la o atitudine excepțional de combativă. O latura voastră, sunteți berbeci, sunteți luptători, marțieni, chiar un Marte, dar un Marte negativ. Un Marte negativ, care este activat, să zicem, de o situație. Acum că poate voi sunteți mai blânzi, mai sensibili, cine știe ce planetă aveți, Lună, Venus, și nu vă activați acest berbec, rămâne de văzut, dar e o situație în care sunteți chemați să luptați. Această carte este cam a cincea în seria cărților de foc în acest set. Și evident că mă gândesc la cinci de bâte. Aveți o posibilă concurență pentru care trebuie să luptați la locul de muncă. Poate să fie să luptați și pentru, eu știu, o relație, o persoană dragă. Poate să fie, evident, și pentru un copil. Nu neapărat că persoană dragă nu înseamnă iubit, iubită sau soție. Poate să însemne și un copil, și o rudă, și un membru al familiei pentru care sunteți obligați să luptați într-un mod foarte dur. Este posibil, pentru că n-am decât o carte, este posibil să aveți, fiți atenți, și un dușman feroce în spatele vostru, în jurul vostru, care vă pândește în noapte. Bine, nu vă speriați acum să mergeți noaptea, eu știu, până la alimentară și înapoi. Aveți un dușman. În cazul în care nu vă simțiți voi așa de periculoși, dar o fi un alt semn de foc, o fi pur și simplu un dușman, dar dacă este un dușman, pregătiți-vă să scoateți acel Marte feroce din voi și să îl înfruntați așa cum e cazul. La capătul setului aveți balena, un semn de apă. Este similar cu regele de apă și leopardul, pantera, cum vreți voi să ziceți, în fine. Alt semn de foc. Și iar semn de foc, un început care vă poate sălta spiritual foarte mult. Pentru că după asul de foc sau după mușuroiul de furnici roșii, aveți oul cosmic, chakra a șaptea. Poate aveți o revelație în privința unei persoane, în privința unui început. Poate, pentru că coroana, chakra a șaptea, poate să însemne și revelații. Însă, am senzația că există cineva, că o fi semn de apă, că o fi o persoană mai sensibilă, matură, care vă transmite niște semnale de la o mare distanță. Asta înseamnă balena, da? Este o persoană cu o forță emoțională excepțională și un control și o putere telepatică și de comunicare deosebită. Posibil vă transmite ceva și eventual, dacă această panteră este un dușman, voi, prin această transmisie pe care o primiți, emoțională, v-am zis, ar putea să fie și revelații, pentru că semnele de apă au și vise, da? Au stări, au empatie, au premoniții și am vorbit și de oul cosmic, chakra a șaptea, da, coroana,
ceva primiți pe calea aerului, da? Iar telepatie. Iar cineva vă transmite, zic eu, poate chiar și această etalare să fie o pregătire pentru unii dintre voi. În cazul în care aveți într-adevăr un dușman, vă manifestați martele pozitiv. Ori fugiți din mediul acela toxic, pentru că în acest caz, asul acesta nu e prea grozav ca în alte seturi de tarot, pentru că nu este un set de tarot clasic. Mușuroiul de furnici reprezintă o situație în acest context cu pantera, cu leopardul, chiar și cu albina, că și ea înțeapă, deși are alte calități. În fine, aveți o situație care vă irită. Da, haideți să vorbim. Vă irită, e ca o iritație, ca atunci când te pișcă un țânțar, un purice, o furnică roșie, da, și te iriți, da? O situație care vă irită. E, și chestia asta poate să declanșeze în voi o anumită stare, eventual agresivă, pregătită să luptați cu acest dușman, cu cine vă irită. Dar nu este o luptă oarecare sau haotică, am senzația că cineva vă ajută de la distanță, măcar din punct de vedere emoțional și spiritual, într-o formă sau alta. Știu că sunt abstract, dar astea sunt mesaje și așa, și așa, și mai abstracte. Vedem ce se mai arată. O să fac un pic altfel de tarările. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate Marele Preot și 10 de băte. Pentru mine reprezintă clasica reprezentare a unei căsnicii în care vă epuizați, sunteți storși de energie. Poate să fie, dacă nu e căsnicie, poate să fie și la locul de muncă. Da? Cineva, poate chiar această panteră să fie șeful, șefa sau șeful de birou sau managerul vostru, da? Care într-un fel sau altul nu vă agrează și vă pune. Sunt mai multe variante, vă mai căutați și voi, că nu vi le pot da pe toate, da? Vă pune în cărcă diferite situații și devine obositor jobul respectiv. Vorbesc despre job pentru că Marele Preot poate să reprezinte un contract și contracte sunt și la locul de muncă, da. Dar trecând peste asta, există și varianta unei căsnicii, da, contract, o căsnicie semnată în fața preotului la primărie, da, care vă epuizează. Ei, și știți cum e? Că persoana care până acum câțiva ani de zile era marea voastră dragoste, acum devine marea voastră durere sau marele vostru dușman. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Adică, așa se întâmplă. Se schimbă emoțiile. Posibil, pentru unii să fie semnul taurului, că așa vă place să vă dau semne, deși, v-am zis, nu prea mai îmi place să dau zodii, dar vă dau în continuare semn de foc, alt semn de foc sau voi. Bănuiesc că sunteți voi. Și nu degeaba a apărut această panteră, da? Posibil pentru unii varianta cea mai frumoasă, dacă acest mare preot nu reprezintă nici contract la locul de muncă, nici managerul vostru, nici șeful, șefa, nici soțul, soția, da? Familia tradițională, poate să reprezinte și un consilier. Asta pentru că văd balena. Poate să reprezintă un consilier care vă ajută să vă eliberați aceste responsabilități și să începeți ceva, ceva nou, ceva în care vă simțiți voi bine. Dar văd totuși un 3 de cupe la capătul setului de cărți și un 5 de cupe. Da? Cineva a plâns după aceste 3 de cupe și bănuiesc că totuși a fost o situație. Da? Un trio pentru unii dintre voi. 4 de monede, poate n-aveți bani și ați vrea să echilibrați situația și nu puteți. Sau cineva, da, au fost trădări. Au fost trădări. Haideți să mai vedem ce se mai arată. Este că odată, ia uite, argumente. Cineva vrea să câștige probabil această panteră cu orice chip într-o situație. Berbec. Soarele unui mesaj ascendent în berbec. Februarie 2019. Ok. Asta ca să mă amestec, deși ele erau amestecate și în fața voastră. O să tai cărțile. Berbec. Soarele nu venit să ascendent în berbec. Februarie 2019. Și avem
trei cărți, v-am zis că fac altfel. Trei cărți pentru trecut. Ia să le și deschid, ca să nu mai pierdem timpul cu el. Cavalerul de spade, 10 de monede și spânzuratul. În trecut, imediat vă zic. În prezent. Ia uite, iar a vrut să se arate marele preot, roata norocului și 8 de monede. E de bine. Viitor, trei de spade, luna și asul de monede și bine și rău în viitor. Și bine și rău. La capătul setului de cărți, asul de... aveți un semn de foc în preajma voastră care ar vrea să vă ofere ceva. Ori vindecare, ori o nouă dragoste. Și totuși. Poate într-un mod mai strategic ascuns, poate are ceva de ascuns. Fiți totuși cu ochii în patru la această ofertă. Două oferte și mai e încă una pe masă. Asul de bâte. Asul de bâte vă așteaptă. Lucruri interesante. Aici sunteți voi, împăratul, da? Unii dintre voi sau o persoană foarte importantă care atrage atenția din trecutul vostru sau dintr-o altă viață. Aveți două oferte, cel puțin, ori din partea unui semn de apă, ori din partea unui alt semn de foc sau o persoană foarte importantă. Și la mijloc este regina de monede. Voi frumoși, mândri, eventual. Haideți să vedem ce se mai arată aici. Ca să nu ne întindem până în martie. Ne concentrăm pe februarie. Deci în trecut, ce aveți? Aveți cavalerul de spade, un semn de aer pentru unii dintre voi, 10 de monede, iar căsătorie și spânzuratul, stagnare, sacrificii, compromisuri. Poate unii dintre voi ați avut o relație, că e la job, că e la, în familie, da? 10 de monede, cu un semn de aer. Dar la un moment dat, situația a stagnat din niște motive. Zece de monede înseamnă abundență, înseamnă stabilitate financiară. Posibil acest cavaler de spade, cine o fi fost el, ca nu mai vreau să ne fixăm iar pe zodii, este treaba voastră cum faceți legătura între cărți. Deci posibil acest cavaler de spade, care poate să fie orice altă zodie, să reprezinte o veste, da? O veste neașteptată, care va afecta oarecum stabilitatea, să zicem, familială, că am zis 10 de monede înseamnă și familie, o relație de lungă durată în care amândoi au pus bani deoparte și au crescut, da? Deci, care să vă fie afectat stabilitatea financiară și familială și de la... și la un moment dat chiar să se producă o stagnare în relațiile voastre cu cei apropiați. Dar dacă a existat această stagnare, dacă a trebuit să faceți sacrificii ca să păstrați acest 10 de monede, să păstrați echilibru, probabil că s-a întâmplat cu un scop, ca să vedeți lucrurile dintr-o altă poziție. Dar eu am senzația că v-ați legat prea mult. Eu așa simt acum să citesc. Că v-ați legat prea mult. Văd pe cineva în lanțuri de acest 10 de monede. Ce-o fi fost el? Că o fi fost un job care a fost bine plătit, dar pentru care a trebuit să înghițiți multe, cum am zis și mai devreme, este foarte posibil. Cavalerul de spade poate să reprezinte și cineva care discută un pic mai dur despre aceste probleme. Ar putea să fie chiar și această panteră despre care am vorbit mai devreme, pentru că e o energie care, bine, toate energiile se manifestă și pozitiv și negativ. În varianta sa negativă este destul de agresivă. Teoretic,
ar trebui să exprime adevărul, să salveze situația, eventual să vă salveze de la stagnare, să vă taie aceste legături karmice, da? Cu familia sau cu un job sau cine știe cu ce. Sau față de bani pe care unii dintre voi le-ați avut. Da, pentru că unii dintre voi, într-adevăr, v-ați sacrificat pentru o aparentă abundență sau stabilitate financiară. V-am zis, pentru familie sau, eu știu, pentru ce v-ați sacrificat. Ei, și poate acest personaj, să vedem și partea frumoasă, a venit la un moment dat, v-a spus anumite lucruri și v-a ajutat să vă tăiați aceste legături. Frumos ar fi. Ar fi grozav, pentru că văd în prezent, totuși, niște cărți frumoase. De-aia zic că poate v-a și salvat. Voi știți mai bine ce s-a întâmplat. În prezent, aveți Marele Preot, Roata Norocului și 8 de monede. Iar o situație la locul de muncă. Iar o situație la locul de muncă. În cazul în care acest 10 de monede despre care am spus mai devreme în trecut a fost un job pentru care ați făcut sacrificii, este posibil să renunțați la el, cum am zis mai devreme, să tăiați lanțurile de acest contract și să vă schimbați destinul, norocul, într-o altă direcție, într-un alt job, eventual pe cont propriu, că așa vă stă bine, că sunteți berbeci. Așa. Și pentru această nouă direcție trebuie să munciți mai mult decât de obicei, sau poate cel puțin la fel de mult, dar măcar mergeți către independență, către nouă. Nu mai depindeți de contracte, de unii și de alții, de familie sau de, v-am zis, ce condițiile pe care le-ați semnat. Posibil. Totuși, în prezent, pentru că roata norocului am zis că înseamnă schimbare de destin, întâlnire de destin, totuși să fie un semn de pământ. Poate lăsați un semn de pământ pentru un alt semn de pământ. Așa cum am zis că lăsați un job pentru un alt job. Poate este căsătoria pentru unii dintre voi care sau atmosfera din casă care se schimbă. Probabil că trebuie să lucrați pentru a schimba atmosfera, pentru că sunt niște situații, ați văzut și voi mai devreme, un trei de cupe, dacă în continuare sunteți lângă cineva care v-a trădat într-un fel sau altul și vreți să păstrați această tradiție în continuare, acest contract, ca așa sunt unii mai tradiționali, mai conservatori, trebuie să munciți ca să schimbați atmosfera. Este greu. Știu că e greu, nu vă pot da sfaturi pentru că eu am altă personalitate, deci aici foarte mult nu mă pot implica decât să vă citesc cartea Roata Norocului. Marele Preot, posibil Marele Preot să fie și o persoană care își impune regulile. Că e acasă, că e la locul de muncă, voi știți, își impune regulile și voi sunteți cam forțați să le urmați stilul. Acum, dacă acceptați lucrul ăsta, rămâne de văzut. Dar eu văd că există totuși o roată, o energie care se poate schimba și voi să întoarceți eventual spatele acestui mare preot, da? Să întoarceți spatele și să vă concentrați pe ce, dragii mei, pe a manifesta acest noroc, abundență. Abundență. În cazul în care ați lăsat sau v-ați separat de o căsnicie sau de un contract, pentru că vă 10 de monede și în trecut, 8 de monede, lucrați acum pe rupte. Da? Și în viitor apare asul, și e minunat, asul de monede. Acum, am zis mai devreme, treceți de la 8 la 9 cu acest as de monede. Apare o ofertă la un moment dat în viitor care vă ajută să vă
bucurați de noroc, de independență, de capacitățile voastre, separat de cei care v-au restricționat, de cei care v-au obligat într-un fel sau altul, nu neapărat persoane, am zis, poate să fie și contracte, v-au obligat să vă sacrificați mai mult decât este cazul. În viitor apare un trei de spade, dezamăgiri, repet, posibil că încercați unii să vă separați pentru că ăsta e 2020, separarea a început din ultimii ani, din 2019 în mod special și în 2020 chiar se întâmplă separările de vibrații. Nu se poate într-un context numai o persoană să se sacrifice. Trebuie să existe echilibru. Și cine este pe o vibrație va fi atras sau va întâlni persoane din vibrația sa. Nu va mai putea sta în preajma oamenilor care nu au aceeași vibrație. Pe vertical văd Cavalerul de Spade, Marele Preot și Trei de Spade. Probabil un contract cu cineva, semn de aer, posibil, neobligatoriu sau cu planete acolo, contractul acela vă dezamăgește cel puțin. Da, dezamăgire, să zicem, varianta frumoasă a cuvântului, da? Dar, în secret, pentru că apare luna în viitor, sau poate la lună plină sau la lună nouă, la un moment dat în viitor, să zicem, mai spre sfârșitul lunii februarie, poate mai spre martie, aveți acest as de monede. Poate să fie un cadou, că tot vine Valentine's, vine 1 martie, da? Și cadou acela vă mai crește dragostea față de voi înșivă, măcar dacă nu este un cadou de bani. Dacă nu este o ofertă financiară sau un job sau un proiect sau un alt contract avantajos, da, care să vă ducă către nouă, măcar că vă mai bucurăm. Pentru că văd că aveți un as de cupe, asta înseamnă bucurie, cel puțin bucurie, dacă nu o nouă dragoste, dacă nu vindecare, vindecarea inimii voastre dezamăgite și asta e, pentru că ați trecut prin sacrificii, se vede. Ați trecut, unii dintre voi. Unii dintre voi. Există multe variante, sunt trei cărți, dar văd totuși aici un as de cupe și un rege de cupe. Rege de cupe ca și energie înseamnă, într-adevăr, o dragoste frumoasă. O dragoste mare. Control emoțional după toate situațiile prin care ați trecut, hai să nu uităm și varianta asta, control emoțional și vindecare. Posibil pentru unii să aveți un semn de aer pentru că aveți luna, un rac, un pește sau un scorpion, undeva prin preajmă sau cineva cu planete, că a apărut, da? Și aici, balena, regele de cupe. Dacă nu, gândiți-vă voi ce personaj ar putea să reprezinte. În general, regii sunt persoane fixe. Da? Și totuși văd aici un șapte de spade, regina de monede, un semn de pământ. Și un semn de aer. Șaptele de spade nu este o energie prea grozavă, este, să zicem, cel puțin strateg, dacă nu chiar mincinos. Iar nu poți să acuzi vreo zodie anume sau pe cineva. Există această energie, da? Poate să fie chiar această panteră. Încerc să nu creez scenarii, vă citesc cărțile. Într-o situație care ține de valoarea voastră, de stabilitatea voastră financiară, regina de monede pentru mine reprezintă și soția ideală. Că sunteți voi, că e altcineva. Dar la un moment dat apare și asul de bâte cu împăratul, împăratul sunteți voi, cu o victorie, într-o relație mai veche, emoțională sau dintr-o altă viață. Există șansa să vă reechilibrați energia, pasiunea, să vă regăsiți pasiunea
Și am zis să vă reechilibrați financiar după niște manevre. Și nu doar să vă echilibrați energia, pasiunea și echilibru și echilibru emoțional. Aș vrea să vă spun că în cazul în care lăsați ceva în urmă, un contract, o relație, o situație, un proiect, să nu uitați că l-ați lăsat din niște motive. Și în loc să vă gândiți la ce vi s-a întâmplat în trecut, în loc să vă concentrați pe dezamăgire, pe secrete, pe frici, frica de un nou început, ar putea să fie luna și asul de monede, da? Concentrați-vă pe latura voastră creativă, mai ales cei cu ascendent în berbec, aveți în casa a cincea semnul leului, care este un semn foarte creativ și vă vorbesc despre creativitate, pentru că și semnele de apă și semnele și asul de bâte este creativ și asul de cupe e creativ, da? Și optul de monede este o persoană foarte bună la locul de muncă, cu multe calități, atentă la detalii și cu multă răbdare, care ajunge la un grad de virtuozitate sau îndemânare sau eu știu ce alte grade vizați. Spun asta că ar fi bine să vă concentrați și pe latura voastră artistică, pentru că a apărut la un moment dat și cartea aceasta Artistul. Asta într-un context care ține de finanțe și de echilibru vostru emoțional și pasional. Dar Artistul în acest context îmi spune că voi sunteți artistul vieții voastre. Voi vă puteți crea. Pentru că aveți aici creație, muncă. Muncă de creație, da? Voi vă puteți crea o nouă viață. O viață în noroc și în vibrație frumoasă, pozitivă. Ăsta e Jupiter, da? Că e o situație karmică? Da. Dar și situațiile karmice se pot transforma în dharma la un moment dat, da? Nu uitați că în viitor aveți acest as de monede care vă susține munca de transformare. 8 înseamnă transformare financiară într-o direcție. Oare voi fi fost clară? Haideți să vedem. Romanță. Există, da? Plutește în aer. Romanța. Pentru unii dintre voi. O fi semn de pământ. Pentru unii s-ar putea. Poate la locul de muncă să fie cineva care vă place să vă face o ofertă. Oricum, eu văd că vă concentrați și așa e și bine. Să vă concentrați pe stabilitatea voastră financiară, pe valoarea voastră, pe vindecarea voastră. Pentru că în momentul în care voi vă concentrați pe vindecarea voastră și oamenii vă simt vibrația mai bună și atrageți oameni mai frumoși. Mesaj ăsta. Of. Singurul lucru real este dragostea. The only thing that is real is love. Cum am zis mai devreme, schimbați-vă gândurile de la și dați-vă șansa la dragoste. Luați-vă gândul de la grijile financiare, de la dezamăgirile prin care ați trecut, de la triourile, de la sacrificiile pe care le-ați făcut, chiar și de la acești dușmani. Evident, nu-i ignorați. Nu ignorați, pe aceea tratați cum se cuvine, dar nu stați foarte mult în vibrația lor. Eventual, dacă este nevoie, fugiți cât puteți de această vibrație ca să intrați într-una mai bună, da? Să intrați într-o vibrație de foc pozitiv,
Activ. Schimbați-vă concentrarea către dragoste. Shift your focus back to love. Numărul 7 poate să vă spună ceva. Poate pe 7 februarie se întâmplă un lucru. Dar eu zic că primiți ajutor. Primiți ajutor divin ca să creșteți. Da? Ca să creșteți. 8 cu 1, 9. Să creșteți financiar și emoțional, cum am zis mai devreme. Și emoțional. Și chiar să vă echilibrați, să aveți victorie, da? Asul de bâte, împăratul, da? Și 6 de bâte. Și o să aveți victorii și dacă au fost niște probleme, eu zic că se rezolvă, dar depinde de voi să lăsați în urmă, să lăsați în urmă ori. Poate chiar semnul de apă v-a dezamăgit pe unii, da? Variază de la personaj la personaj. Dar schimbați-vă mintea și interesul și activitatea către lucrurile care vă sporesc și pe care le faceți cu pasiune. Cam aceasta este etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec. Vă pup numai bine. Pa! Bună ziua, dragii mei, cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Am zis că încerc să fac toate cele trei zodii într-o singură înregistrare. Acum e rândul vostru, am amestecat cărțile și ați primit din seria spiritelor sau spiritul animalelor, ați primit ca și sfat șopârla. Cred că unii dintre voi trebuie să învățați să vă camuflați, eventual să vă purtați într-un anume fel, în funcție de ambientul în care sunteți. Asta pentru că la capătul setului de cărți aveți mușoroiul de fornici. Este similar cu asul de bâte, dar nu este la fel. Am zis și la berbec, poate aveți planete în berbec sau poate aveți de-a face cu un berbec, variază. Că și la ei a apărut această carte la un moment dat. E o situație care vă irită. E o situație care vă irită, o situație emoțională, pentru că apare semnul chimic al focului, al apei, stea de mare, stea de... poate într-o relație cu un semn de apă, e o situație care vă irită și pentru că stea are 5 piciorușe, 5 înseamnă schimbare, trebuie să schimbați ceva. Atitudinea voastră emoțională, eventual, și eventual să vă transformați, pentru că aveți și fluturele și liliacul, amândouă cărți foarte puternice care exprimă transformarea, da? În bine, în bine sau în rău, depinde de voi, o transformare la nivelul chakrei a patra, a inimii. Aveți oul de aur. Aurul vă reprezintă pe voi ca și semn, da? Este chakra a patra, semnul alchimic al eterului. Trebuie să vă transformați inima. Chakra inimii trebuie lucrată, pentru că, da, semnele de foc, în mod special lei, țin foarte mult la cineva când iubesc și la un moment dat această dragoste profundă poate să se transforme în timp într-o fixație, într-o încăpățânare, da? Și vă blocați chakra inimii. Atunci este cazul să lucrați într-o altă direcție, da? Într-o direcție frumoasă, artistică, creativă. Și dacă ceva v-a iritat emoțional la un moment dat, într-o relație, într-un proiect, transformați casa a cincea, da? Cinci, creativitate. Transformați în inima voastră tot ce v-a iritat în ceva frumos. Aveți acest potențial, este un ou de aur, ăsta este potențialul vostru. Pentru că voi reprezentați inima până la urmă. Și pentru asta trebuie să învățați să vă schimbați un pic, să fiți mai adaptabili, da? Nu atât de încăpățânați, să vă schimbați atitudinea, haina, nu ca o persoană prefăcută, nu, ca o persoană diplomată și ca o persoană creativă. Și nu doar creativă, precaută. Înțelegeți că nu puteți fi într-un anume fel, într-un mediu ostil, nu? Și atunci trebuie să
schimbați un pic și culorile. Și nu doar, acum mă gândesc că poate trebuie să fiți atenți și la ce simțiți în jurul vostru ca să vă puteți transforma. Sper să, că sunt cât de cât coerentă. Adică, șopârla asta simte vibrațiile la distanță. Dacă simțiți că se apropie ceva care vă irită, simțiți emoțional, da, încercați să vă adaptați inima și să vă transformați din timp în ceva frumos, asta ca situația să nu vă transforme în ceva negativ, da? Că după Liliac văd și un vultur, da? Totul, adică, care era concluzia? Felul în care vă transformați depinde de voi. Depinde de voi și aici este nevoie de un pic de tactică, de diplomație și de anticipare a situației. Ia uite, aveți de-a face cu o situație oarecum misterioasă, secretă și apare și Marea Preoteasă aici. A început, de fapt, seria aceasta de cărți, a apărut împărăteasa. Eu simt că sunteți voi. Poate pentru unii să aveți de-a face cu cineva în semnul peștilor, că aveți și 2 și 3, da? Februarie și martie, zodia peștilor. Poate există niște blocaje în această relație. Ori voi încerca să-i protejați pe ei, posibil că aici este totuși un semn de foc, posibil să-i protejați. Pe de altă parte, și nu fie această persoană, poate să fie și un taur, poate să fie și o balanță, poate să fie și mama copiilor voștri, da? Poate că voi sunteți într-o situație secretoasă, misterioasă și o situație, o femeie, să zicem, sau un personaj. Evoluat spiritual și un alt personaj care exprimă o altfel de abundență, mai mult materială, mai mult fizică. Amândouă sunt frumoase, amândouă reprezintă femeia divină, dar una reprezintă latura ei fizică și cealaltă latura ei spirituală. Acum că sunteți voi între două variante, cum am zis mai devreme, mulțumesc, doamne, de inspirație. Da? Două variante. Dacă voi sunteți aici, răniți, stați în picioare, după toate câte ați trecut, lupte, răni, proiecte, situații, relații, oameni, da? Aici sunteți voi. Încă stați în picioare. Rezistați. Dar nu-i suficient să rezistați, nu-i suficient să vă puneți niște granițe. Sunt sănătoase granițele, într-adevăr, sunt necesare, dar trebuie să vedeți în ce direcție mergeți. Această ultimă bâtă pe care o mai aveți, această pasiune pe care încă o mai mențineți în voi, trebuie să o direcționați într-una din cele două direcții. Ori înspre împărăteasă, ori înspre Marea Preoteasă. Și este greu să alegi. Dar vă zic acum pe scurt, Venus, ca și planetă, se mișcă invers. Există o latură negativă a lui Venus, depinde, dragii mei, ce alegeți să manifestați. Da? Fluturele, știu că sună ciudat, dar așa este. Fluturele, pentru că reprezintă aerul, da? Transformarea sufletului, și aici este tot aerul, dar o transformare poate un pic o direcție nepotrivită cu această lume care se pregătește să apară, cu dimensiunea, cu vibrațiile în care începem să intrăm. Împărăteasa e frumoasă, dar nu știu de ce o asociez acum cu Liliacul. Poate e prea posesivă, pentru că e Venus. Venus, Taur poate să fie extrem de posesiv. Și o mare preoteasă poate să fie extrem de detașată. Și atunci, dacă sunteți între două personaje de genul ăsta sau între două direcții, probabil că vă provoacă direcția în care ați putea să mergeți. Așa simt să citesc. Și nici nu-mi doresc să citesc clasic, pentru că asta poate să o facă oricine. Astea au să se arate în mod special. E o situație care ține de relația voastră cu mama, știu?
că sună ciudat, dar asta e, este, încă suntem în vibrația lunii noi, poate la lună plină, să primiți o ofertă de vindecare, de dragoste. Acum, iar Venus, ia uite, între pământ și apă sunteți. Măi, măi, ce ciudat, ce ciudat. Ia uite cum e, între pământ și apă. Între Venus și, să zic, Neptun. Între o frumusețe pământeană și o frumusețe nepământeană. Și frumusețea asta poate să țină și de o frumusețe interioară. Sunteți între două posibilități, zic eu. Dacă nu sunt personaje, pot să fie energii, posibilități. Evident că această nouă dragoste care plutește în preajma voastră este o provocare, este clar că e o provocare. Aveți în spate și un eremit și 8 de spade și 8 de băte. V-ați simțit blocați mental, ați muncit pentru transformarea voastră și mentală și financiară și spirituală. Ați muncit, acum unii mai mult, alții mai puțin, dar în funcție de cât ați muncit, se apropie un dar, cel puțin o vindecare, cel puțin o chestie care vă va bucura. Dar luptându-vă în stânga și în dreapta, să nu cumva să vă luptați și cu această ofertă. Așa simt, să transmit mesajul. Mă amestec un pic, pentru că acestea au vrut în mod special să se arate, dar de fapt nu fac parte din etalarea propriu-zisă. S-ar putea doar acest mesaj să fie pentru unii dintre voi. Soarele nu avem să ascendent în februarie. Ia uite, încheiați un ciclu de dureri, de trădări și începeți un nou proiect, o nouă relație. Poate să fie și un copil. Dar eu văd în acest moment valetul de băte ca un început. Într-o direcție. Leu, soarele nu vine să ascendent în Leu, februarie. 2020. Una, două, trei. Trei cărți pentru trecut. Trei cărți pentru prezent. Trei cărți pentru viitor. Nu e, dar ce contradic. A, e bine. Uf, o inimă dezamăgită. Dar ieșiți din această vibrație. Mare lucru, așa zic eu. Pentru că aveți asul de spade. Și călătorie, și comunicare. Iar cu împărăteasa, eventual. Cine o fi această împărăteasă, variază. Aici sunteți voi. Eventual mama copiilor voștri. Călătoriți mai aproape de ea sau, dacă nu-i vorba de mama copilor voștri, manifestați adevărul după, aveți victorie, după o situație care vă dezamăgiți și mergeți cu toată energia într-o direcție, haideți să nu mai vorbim de mame, că poate nu toți aveți a face cu mame, într-o direcție care vă crește. Înseamnă abundență maximă. Într-o direcție care vă crește spiritual și vă aduce bucurie, vă trezește copilul interior. Într-o direcție în care sunteți în stare, aveți credință, să o luați de la zero, să riscați și să colaborați ceva frumos. Cu cineva, cu fi semn de pământ, cu fi alt semn, variază, dar există acest potențial. Pentru că, da, e trei de spade. Dar în spate ce aveți? Aveți asul care vă eliberează de durere.
În trecut, aici sunteți voi, puternici. Ați învățat să fiți puternici, eventual. Ați învățat, ați descoperit că sunteți puternici, pentru că și lei, ca toate zodiile, au și ei insecuritățile lor. Că a fost în preajma unei fecioare... Variază. Știu că mulți lei, nu mulți, o parte din lei se duc către fecioare. Dar vă și un nouă de cupe, vă și un semn de apă, iar un semn de apă care va aduce mari bucurii sau v-a adus mari bucurii. Posibil pentru unii a fost comunicare. Ați comunicat. Acest semn de apă a comunicat cu voi diferite subiecte, diferite chestiuni și eventual v-a ajutat să deveniți mai puternici. Cine acest semn de apă? Nu este obligatoriu să fie o persoană în apropierea voastră. Poate să fie și o persoană care vă inspiră. Eu știu cu ce. Cu poeziile pe care le face, cu arta pe care o face, cu, eu știu, filozofia pe care o promovează. Variază. Dar hai să zicem că e în viața voastră personală. Dar eu văd totuși că a existat la un moment dat cineva cu care ați comunicat și v-a adus multă bucurie și putere. Mai există și varianta că, da, în ultima vreme, acest valet de spade să însemne și nevoia unuia de a tăia legătura, pentru care spada ridicată. Ei, există și acest potențial. Dacă au existat răni, cineva la un moment dat, cine? Unul dintre voi doi, care o să fie voi, da? Să fi ridicat această spadă și să taie lanțurile în care inima a fost ținută. Și ce înseamnă asta? Fiți atenți că inima a zis că vă reprezintă pe voi. Dar e o lecție foarte generală. Majoritatea suferim, suntem dezamăgiți pentru că noi nu ne lăsăm ghidați de intuiție și de spirit, ci de ego. Ego, da? Ci de natura noastră fizică sau de ceea ce am fost învățați să facem. Dar nu ne reprezintă. În fine. Deci, în trecut, voi v-ați dezvoltat o oarecare putere. Ați crescut spiritual. Ați crescut spiritual. Și e bine. În prezent, aveți un 5 de cupe, 4 de băte și 6 de băte. Energie foarte frumoasă. Poate uneori mai plângeți un trio, poate uneori mai regretați acele vremuri, discuții frumoase din trecut care vă creșteau. Poate. E o energie a trecutului, a regretelor. Dar dacă toate aceste lucruri au trebuit să se termine, da, să fie tăiată această legătură, comunicare și poveste ce-o fi fost, eu zic că acum în prezent să stați oarecum, aveți puterea, depinde de voi, să depășiți aceste regrete, să lăsați în urmă această energie negativă, pentru că asta e negativă, și să puneți bazele ori unei noi relații, ori să transformați relația în care sunteți, posibil căsătorie pentru unii dintre voi, și să o duceți într-o direcție victorioasă. În acest context am senzația că 4 de băte poate să însemne și o împăcare. 4 de băte înseamnă o fundație pe care o puneți, da? Pe această fundație creați o relație. În general, reprezintă ce? O bucurie, o sărbătoare, poate chiar o nuntă, da? Din acest motiv, uneori,
pentru că 4 e număr stabil, simbolizează și o căsătorie. Dacă au fost probleme în căsătoria voastră, pentru unii există și varianta să lăsați în urmă regretele, triourile și să vă concentrați pe cele două cupe, pe sufletul vostru, pereche. Că este acesta, că e altcineva, variază de la unul la altul. Dar dacă vă concentrați pe sufletul vostru pereche, pe cele două cupe, pe aceste patru băte, da, Twin Flame, flăcări gemene, aveți puterea să mergeți către victorie, aveți șansa să vă bucurați de o relație stabilă, frumoasă, pasională. Aveți șansa, dacă lăsați în urmă regretele. În viitorul îndepărtat, încă mai este o vibrație negativă, încă e în preajma voastră cineva care are plăcerea să argumenteze că sunteți voi, că e altcineva, variază. Cinci de spade nu este obligatoriu să fie semn de aer, este o latură a noastră, a tuturor, în care ne certăm mai mult decât e cazul, încercăm să avem dreptate cu orice chip. Asta în viitorul apropiat, să zicem, până la sfârșitul lunii. Există această energie în continuare. Dar mai este o altă energie foarte frumoasă, 7 de cupe, opțiuni și roata norocului. Dacă rămâneți în această energie, 5 de cupe, 5 de spade, manifestați acest 3 de spade, această durere, mai mult decât este cazul. Nu uitați, acestea sunt pe vertical, că aveți puterea, da? Nu uitați că ați dovedit de-a lungul timpului că vă puteți ridica deasupra naturii voastre fizice. Și ce înseamnă fizic? Înseamnă, v-am zis, acel ego care vă face să suferiți din orgoliu, că cineva, eu știu ce a făcut, da? Nu mai suferiți. Gândiți-vă că totul, da? Înseamnă transformare. 8 înseamnă transformare. Totul se întâmplă pentru a învăța niște lecții. Și 5 înseamnă schimbare, da? Schimbare emoțională, cum am zis mai devreme, schimbare mentală, nu-i fi zis degeaba, transformare, da? Schimbați-vă. Da? Schimbați-vă emoțiile, schimbați-vă mentalul. Și așa vă transformați dintr-o ființă, într-adevăr, pasională, într-o ființă puternică, spirituală. Pentru că ați putut și de-a lungul timpului, puteți și acum. Ce am zis că aveți în continuare 7 de cupe și roata norocului. 7 de cupe, iar semn de apă pentru unii dintre voi, dar trec peste asta că avem și Jupiter, semn de apă, poate să fie pești. Aveți aici 9 de cupe, iar pești pentru unii. Aveți opțiuni. Dacă lăsați în urmă argumentele, descoperiți că aveți opțiuni. Aveți multe lucruri de făcut, aveți multe hobby-uri, aveți de descoperit și de lucrat pasiuni pe care poate nu le-ați nu le-ați știu, nu ați știut că le aveți. Aveți opțiuni. Eventual și alegând măcar o parte dintre sau câteva pe care le puteți dezvolta mai departe, dacă alegeți corect, puteți să vă schimbați și norocul. Puteți să vă schimbați destinul. Dar trebuie să lăsați în urmă această energie negativă. Trebuie să lăsați în urmă. Pentru că multe lucruri frumoase vin. A, unele sunt și tentații, mare grijă. Că sunt și tentații și un șarpe și un dragon, da? Dragonul ego, șarpe, tentații sexuale și așa mai departe. Tentația bogăției, a proprietăților, a vanității, dar aveți și șansa să creșteți spiritual iar, să vă schimbați destinul. Poate veți avea o întâlnire de destin la sfârșitul lunii februarie, în martie, cu cineva. Poate visați încă sau aveți fantezii
în legătură cu această situație, cu acest personaj, cu această relație care încă e în lucru. Încă e în lucru. Eu văd că la un moment dat, în trecut, ați tăiat ceva ce nu v-a prins și tăind, și comunicând direct, sincer, ați început să manifestați în prezent această relație frumoasă. V-am zis, variază de la personaj la personaj, care vă face oarecum să visați, vă creează o stare de dor. Posibil. E vorba de acest personaj care îl știți de ceva timp, care vă aduce multă bucurie, cu care puteți avea victorie și cu care vă puteți schimba destinul în bine. Posibil, 6 de bâte să fie persoana cu care puteți pune bazele acestei relații. Nu doar să aveți victorie, să fie o persoană care atrage atenția. Poate să fie un profesor, pentru că a apărut și cartea aceasta a profesoratului. Pe de altă parte, sau o persoană care inspiră, o persoană care ghidează. Aveți și Jupiter, că și Jupiter este profesorul benefic. Dar depinde de voi. V-am zis, în ce vibrație vreți să stați? În ce vibrație vreți să stați? Haideți să mai fac și o altă variantă. Cu cineva în semnul fecioarei, aveți pe vertical supărări. Încă vă întristează, da? Hai să mai dau așa ultimele mesaje, să zic pe scurt. Cu un semn de aer, puteți să creați o relație frumoasă. Da? Dar poate uneori un pic cam irealistă, 7 de cupe, sau încă vă faceți fantezii ori voi ori ei despre această flacără geamănă. Mai există și alt mesaj. Cu un semn de apă, ori o persoană care atrage, ori voi atrageți atenția, ori ei atrag atenția, ori amândoi atrageți atenția, oricum aveți posibilitatea să aveți mare bucurie, victorie și să vă schimbați norocul, pentru că este o întâlnire karmică de destin. Măcar aceste ultime 3 mesaje să vă spună ceva. Dacă tot ce am vorbit eu nu a rezonat chiar cu toată lumea, că nu are cum să rezoneze chiar cu toată lumea. V-am zis, există vibrația profesoratului. Poate cineva ghidează, vă ghidează. Poate e un înger care vă ghidează. Ia uite, 2 fluturi, iar. Am vorbit de 2 direcții în care vă puteți transforma. Apreciați acest moment. Apreciați acest moment, dragii mei. Încă unul. Fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Ia uite, considerați fundația puse similar cu 4 de bâte. Am zis, încercați să lăsați în urmă vibrațiile trecutului. Aveți răbdare, creșteți ca lotusul cu răbdare mare. Și în momentul în care ajungeți și la victorie și la bucurie, nu uitați să împărtășiți cu ceilalți și să învățați și pe ei. V-am zis, dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva. Dar, eventual, măcar inspirați pe cei mai tineri ca voi să nu treacă prin ce ați trecut voi suferințe. Dacă ați trecut prin bucurii, da, inspirați în bine. Aceasta e etalarea pentru cei cu soarele în eventual. Venus ascendent în Leu. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus ascendent în Săgetător pentru februarie 2019. Am amestecat cărțile. Sper să mă țină și bateria și telefonul până la capăt, că am zis că fac toate zodiile de foc într-o singură înregistrare. Și din semn din cărțile spiritul animalelor, ați primit ca și ghidaj pentru februarie. Uliul. Semn de aer. Nu cred că. Eu cred că vă reprezintă pe voi.
Nu am cerut cartea ca să vedem cu cine aveți de-a face, am cerut un ghidaj din spiritul cărui animal a trebuit să vă inspirați. Și a venit acest uliu, care este minunat. Este și totemul meu până la urmă. În fine. Cred că sunteți chemați să vă ridicați deasupra unor situații și să le vedeți de la distanță, de la înălțime. Nu neapărat să aveți aere de superioritate, nu, exclus așa ceva. Este similar cu regina de spade. Este o viziune. Foarte clară. Posibil unii încercați să dominați mental pe cineva sau o situație. Variază mesajele, nu vă supărați când zic unii alții, pentru că nu toți vă veți purta la fel. Depinde și de planetele pe care le aveți, ce aveți aici, ascendent, lună, Venus, da? Soare. Posibil unii aveți această dorință să dominați mental. Dar varianta frumoasă a acestei cărți este că trebuie să zburați deasupra situației în care sunteți. Să zburați mental, să vă ridicați mental și să înțelegeți lucrurile de la distanță. Să înțelegeți lecția. Eventual să vă controlați mental și să vă manifestați, să exprimați. Deci, fiind semnul alchimic al aerului, ținești de exprimare. Să exprimați clar ce trebuie. Este un spirit care se arată în lumină, nu stă în întuneric, da? Aveți un foc pe care trebuie să-l exprimați, îl țineți oarecum în spate. Trebuie să-l exprimați. Eventual, experiențele prin care ați trecut, pasiunea pe care o simțiți, acest foc. Dar trebuie exprimate clar. Nici prea rece, nici prea arogant. Poate nici prea dramatic. La capătul setului de cărți aveți delfinul. Un semn de apă, semnul alchimic al apei. Posibil un semn de apă. În preajma voastră, într-un fel sau altul, poate să fie și o cunoștință, neapărat o persoană foarte apropiată. Dar există acest semn de apă. Este similar cu regina de cupe. E o energie pozitivă, după cum vedeți, care zâmbește, care transmite, eventual vă transmite și interesant că mi-aduc aminte și detalarea de la berbecă și acolo era regele de cupe care transmita. Transmite vibrații pozitive. Așa simt. Pete de culoare. Culori frumoase, vesele, da? Roz, dragoste, galben, încredere. Într-un fel sau altul, ori ei au această vibrație a dragostei, a încrederii în ei înșiși și transmit această vibrație de la distanță, pentru că și delfinul transmite de la distanță. Poate sunt și niște vibrații sexuale, să nu uităm că delfinii sunt animăluțe foarte sexy, așa, că e cineva... Că e o situație, variază de la personaj la personaj. Posibil persoana să fie, nu neapărat, cum se zice în engleză, social butterfly, nu neapărat un fluture de societate, nu. Cred că persoana ori s-a transformat mental într-o anumită direcție, ori situația are potențialul să se transforme într-o direcție foarte frumoasă, evident, da? Fluturele este o drăgălășenie și reprezintă psihicul, sufletul omului, da? Toată situația aceasta emoțională și mentală are șanse să se transforme în ceva profund și frumos din punct de vedere sufletesc. Dar, iar semn de foc, scorpionul e pus la categoria focului, posibil sunteți voi geloși, într-un fel sau altul, sau altcineva în preajma voastră gelos pe această vibrație. Am zis că e personaj, că e situație, variază de la
Săgetător la săgetător, da? Există această energie geloasă, posesivă, intoxicantă. Da? Și iar apare colibriul pe care îl asociez acestui delfin, acestui fluture, da? Tot așa comunic, comunică frumos, e în lumină, e radiază. Apoi apare semnul alchimic al apei, octopus, caracatița. Iar, similar cu scorpionul. Poate aveți planete în scorpion. Poate aveți planete în casa 8-a. Sau altcineva manifestă această energie. Cineva, am zis, este gelos, este foarte posesiv. Eu așa văd, caracatița fiind foarte posesivă, ar vrea să apuce cu toate tentaculele ceea ce îi place. Posibil vă simțiți sau intrați singuri într-o rețea din care nu mai puteți să ieșiți și din acest motiv trebuie să vă transformați, da? Ce aveți Phoenix-ul. Și Phoenix-ul am zis că este varianta intermediară între Scorpion, ce frumos au apărut cărțile, între Scorpion, varianta negativă, Scorpion, transformare Phoenix și apoi unde se ridică Phoenix-ul? Către cer, da? Uliu. Uliu. Deci, voi trebuie să tratați situația corect. Să vă dominați eventual, dacă voi sunteți aici, să vă dominați impulsurile, da? Și dacă ia cineva să reușiți să comunicați cu ei corect și autoritar, să-i puneți la punct, pentru că nimeni nu-și dorește să fie așa. Și dacă aveți de-a face cu această energie foarte frumoasă, bucurați-vă de ea. Sau manifestați-o, poate e latura voastră pe care n-ați putut-o manifesta până acum. Și într-un anumit context o puteți manifesta, într-o relație cu cineva o puteți manifesta, da? Pentru că noi ne purtăm într-un anume fel în funcție de oamenii cu care relaționăm, asta e clar. Ce a vrut să se arate pentru voi? Asul de monede, 9 de cupe și justiția. Poate e un contract, poate pentru unii să fie... o separare. Pentru că justiția și separă. Echilibrează o situație. Cineva, ori voi primiți, ori voi vreți să dați. Să manifestați acest as de monede. As de monede înseamnă un dar, un proiect, bani, evident, un ajutor financiar, o relație, un început de relație de lungă durată, stabilă, care duce către 10 de monede, da? Către căsătorie, da? Eventual vreți să oferiți cuiva care vă aduce multă bucurie, da? Acest as de monede și să le spuneți, să le confirmați că vă doriți ceva serios, da? Echilibrat. Pe de altă parte, există și varianta să primiți un proiect care vă aduce bucurie și vă echilibrează viața. Un ajutor financiar care vă aduce bucurie și vă echilibrează, să zic, finanțele. Există și această posibilitate. Dar eu cred că e vorba totuși de o situație, nu neapărat de proiect, deși e posibil să fie și proiect, care vă echilibrează, vă îndeamnă la echilibru, da? Că nu degeaba s-au oprit cărțile aici, la echilibru. Și echilibru este varianta pozitivă a săgetătorului, da? Pozitivă. În care voi comunicați cu îngerii voștri, vă deschideți chakra inimii, vă echilibrați emoțiile și, da, sunteți semn de foc, dar asta nu înseamnă că nu vă exprimați emoțiile. Trebuie să vă exprimați emoțiile. Trebuie să fiți și pe pământ, cu un picior pe pământ și cu un picior în apă. Eventual, trebuie să echilibrați emoțiile între voi și altcineva. Și posibil puteți să o faceți prin acest as de monede, că îl oferiți voi, că îl primiți, variază de la săgetător la săgetător. Și am zis că e ofertă de bani, că e o relație, iar lucrurile vin într-un mod neașteptat și pune capăt unui ciclu de trădări. Că o fi semn de aer, nu e obligatoriu. Un ciclu de trădări, de dureri, de suferință, în care v-ați dovedit foarte puternici. Și după care, evident, că vreți să o luați de la zero. Că sunteți între două situații unii dintre voi. Pentru că până la urmă și săgetătorul este dual și asta întotdeauna este între două chestiuni. Dar aici este provocarea semnelor duale
să-și găsească centru. Trei de cupe. Poate să fie bucurie, întâlnirea cu sufletul pe reche și începutul acela, asul de monede, se transformă într-o relație foarte faină sau, într-adevăr, sunteți în acest moment într-un trio care trebuie să-l rezolvați. Regina de monede, regele de spade, semn de pământ, posibil și o căsătorie, sau fostă căsătorie, sau fostă căsătorie, variază. Săgetător, soarele nu venit să ascendent în săgetător, februarie, ia uite, noua, stați în picioare că puteți. Sunteți rezistenți, sunteți mai rezistenți decât credeți. Dar rezistența asta să nu vă înțepenească prea mult. Trei cărți pentru trecut. Oh, ho, ho, ho. Ah, ce frumos echilibru. Prezent, mai, mai, ce cărți aveți. Pf, prezent. Wow. Mai, mai, mai. Viitor. Regina de spade. 10 de cupe. Și lumea. Wow. La capătul setului de cărți. Așteptați. Regele de bâte sunteți voi. Da? Regele de bâte sunteți voi. Așteptați la distanță pe cineva. Vedeți oportunități cu cineva. Vedeți că puteți să aveți o relație stabilă, de lungă durată, pasională, frumoasă cu cineva. Vă doriți. Această flacără geamănă sau acest suflet pereche în care puteți conviețui într-adevăr în termeni frumoși. Nu doar din motive financiare. Chiar în pasiune și în abundență adevărată. Îi așteptați. Vă doriți să călătoriți. Dar acum, fiind rece de bâte, dacă sunteți mai maturi, s-ar putea să fiți cam fixești. Că regii nu prea se mișcă, sunt destul de fixi. Dar aveți pasiune pentru ei, mare pasiune. V-ați dori să le oferiți ceva, ceva stabil, poate asul de monede să fie din partea voastră, dar nu știu de ce vă simțiți îngreunați de situația asta. Vă este greu, probabil, să exprimați, să le oferiți. De ce oare? Poate sunteți într-o căsnicie încă și trebuie să lăsați sau într-un contract. Din cauza asta nu puteți să faceți oferta acestui suflet cu care simțiți că, într-adevăr, comunicați foarte bine. Posibil semn de apă de nume obligatoriu, posibil din tinerețe, dar nu, poate să fie dintr-o altă viață. Așa, cu care aveți șansa să aveți un nou început, acest as de bâte, un nou început. Dar cred că încă întârzi această ofertă sau nu aveți voi curajul să o faceți din cauza acestui 10 de bâte. Ora multor responsabilități, ora unei căsătorii, că o fi fost ea, că e pe încheiate, dar probabil încă mai e de lucru la acest finisaj sau sfârșit. În trecut, acum cât o fi de apropiat, îndepărtat, variază de la săgetător la săgetător. 10 de monede. Moartea și echilibru. Foarte frumoase cărțile. Însă, problema este că... Da. Unii dintre voi... Puneți capăt, dar capăt definitiv unei contract, unei situații, unei relații, unei căsătorii care a fost bazată pe interese financiare și doar atât. Unui contract care v-a adus abundență, dar doar atât. Da, e momentul să schimbați vibrația. Să moară toate aceste vibrații extrem de terestre și să vă orientați către echilibrul vostru, către creșterea voastră spirituală. E în trecutul recent, îndepărtat, v-am zis, variază, am vorbit mai devreme despre echilibru, da? Eventual, crescând și schimbându-vă vibrația și discutând cu îngerii voștri și lucrându-vă chakrele, crescând spiritual, puteți echilibra
o relație de suflet, care acum probabil este într-o situație de dezechilibru. Vă puteți găsi sufletul pereche, sufletul care vă echilibrează. Dar pentru asta, am zis și mai devreme, trebuie să fiți conectați și la emoții, și la o latură terestră, evident, și la latura voastră spirituală, și la focul vostru interior, la inima voastră. Trebuie să fiți în preajma oamenilor care vă ajută în această creștere spirituală, că e 2020. Este o carte care arată renașterea, ați început o renaștere. Lăsați în urmă, sau ați lăsat, sau lăsați în urmă ceva, ceva v-a adus stabilitate, într-adevăr. Dar au fost chestii prea rigide, poate tradiții, poate nevoi materiale duse în extrem. Dacă ați fost interesați doar de bani până la un moment dat, în ultima vreme ați pus capăt, da, acestei vibrații și acestor nevoi și ați început să vă orientați către creșterea voastră spirituală. Către varianta pozitivă a săgetătorului, în prezent, împăratul, berbec sau taur, dacă vă interesează, semn de aer, semn de apă. Așa. Scorpionul apare și acolo, semn de pământ apare și mai devreme. În fine, asta ca să vă simțiți voi bine. În prezent, zic eu că vă echilibrați, aveți echilibru spiritual, lucrați la echilibru spiritual, dar aveți și echilibru material. Și nu doar, să nu uităm că împăratul, chiar dacă conduce un imperiu, e totuși un împărat. A trecut prin toți regii. Adică are o latură spirituală care se manifestă uneori mai presus de materialitate și de latura sa destul de fixistă. Varianta bună. Oricum, în prezent, că sunteți voi, că altcineva variază de la săgetător la săgetător. Eu zic că lucrați la echilibru vostru. Se vede că în ultima vreme ați lucrat la vindecare, că aici înseamnă și vindecare, da? Aveți răbdare cu voi sau cu o situație, că asta înseamnă și răbdare, și sunteți în echilibru oarecum. Dar există un personaj în preajma voastră care vă afectează, eventual, comunicarea emoțională. Poate voi vă mințiți pe voi înșivă, există și varianta asta, vă autosabotați și nu vreți să exprimați emoțional ceva, pentru că valetul de cupe exprimă, face și o ofertă, da? Dar în primul rând se exprimă emoțional și împăratul nu prea face chestia asta și în momentul în care un împărat care nu și-a sau a uitat latura sa emoțională, pentru că am zis că împăratul reprezintă toți regii, da? Și regele de cupe. A uitat de latura sa emoțională, începe să se autosaboteze, da? Și nu știu de ce, voi știți mai bine, încă v-ați dori o comunicare emoțională, dar dintr-un motiv sau altul, în prezent, poate încercați, dacă nu e sabotaj, poate încercați o strategie. Cum să vă exprimați emoțional față de cineva? Pentru că varianta bună a lui șapte de spade înseamnă strategie mentală. Da? Și împăratul chiar are strategii nenumărate, fără număr, că vorba aia are experiență. E un bun strateg. Încercați să vă creați un plan. Da? Și evident că îl creați în mintea voastră, de aia sunt spade. Cum să vă exprimați emoțional față de cineva? Cum să faceți o ofertă emoțională cuiva? O ofertă frumoasă, valetul de cupe. Între voi și un semn de apă, există această, cred că vă mințiți unul pe altul. Există și varianta asta, iar un mesaj separat. Da? Dacă ce am zis până acum nu vibrează, poate vibrează acest mesaj sau poate altceva, alte mesaje. Dar separați mesajele, da? Nu vă supărați că nu sunt toate la oaltă.
Nu pot să pun de fiecare dată punct și virgulă. Între voi și un semn de apă sau o persoană mai tânără, să zicem, nu neapărat muse, un semn de apă, și aparent, e doar o vibrație a lor, că nu știm exact cum este, inocentă, există această vibrație, cred că vă păcăliți unul pe altul. Unul nu vrea să comunice, altul poate e prea emoțional. Da. Și în viitor trebuie să... Ia uite, apare aceeași regină, regina de spade. Azi este Q, da? Regina de spade. Trebuie să comunicați, și aici sunteți voi. Eventual, ca să manifestați această mare bucurie sau... Și să începeți un nou ciclu în viața voastră, că doar așteptați această relație, acest suflet flacără geamănă. Îl așteptați, îl vedeți, simțiți pentru ei, am zis mai devreme, da? Ați vrea să le faceți o ofertă sau așteptați o ofertă din partea lor, dar vine un pic mai greu. E o persoană cu care comunicați foarte bine, cu care aveți, într-adevăr, posibilitatea să... În fine, vă exprimați și sexual și intim foarte bine. Dar deocamdată unii văd că sunteți într-o perioadă în care nu sunteți echilibrați în această relație. Este o perioadă de tăcere pentru unii. Dar așteptați, simțiți, vă doriți. Da? Regele de bâte își dorește. Eu vreau, ăsta este motoul lui. Eu vreau această relație, chiar dacă trebuie să mai aștept, chiar dacă e la distanță, eu o vreau. Ei, și ca să manifestați, eu știu, această mare bucurie, da, cu acest suflet, geamăn, suflet pereche, da, ați început, ați schimbat ceva, ați început o transformare. Dar nu e suficient, trebuie să și exprimați. Trebuie să exprimați corect, direct, clar, ceea ce vă doriți, ca să fiți înțeles și să puteți atrage această, să atrageți, nu știu, parcă chemați, dar ca să vină vibrația asta, trebuie să comunicați. Chemați această mare bucurie, chemați această lume, acest capitol pe care îl doriți să-l începeți. Eu zic că îl începeți, că aveți o moarte, da? Lăsați în urmă ceva și începeți altceva. Pe vertical ce aveți? Sunteți voi, să zicem, ori cu un împărat, cu un tată, cu un șef, cu un, eu știu, om de afaceri, un contract în trecut pe care cred că vreți să-l încheiați. Că regina de spade uneori mai și taie, mai și rupe contractele, da? Vreți, pentru că a apărut și justiția, vreți să-l încheiați. Poate să fie și o căsătorie, da? Pe care ați făcut-o din interese sociale, politice, profesionale, financiare și pe care doriți să-l încheiați. Trebuie să exprimați acest lucru cuiva pe vertical. Deci tot ce am vorbit până acum poate a fost destul de neclar. Acum încerc să fac alte mesaje sub altă formă, da? Pe vertical. În continuare, ce mai aveți? Eu zic că puneți capăt minciunilor și autosabotărilor voastre emoționale și renașteți către, da, așa zic, renașteți către o nouă vibrație, către bucurie, către fericire, către un cuplu, te vezi, către un cuplu pe care îl faceți din motive pasionale, am zis mai devreme asul de monede, îl aveți, da? Motive pasionale, 4 de băte, cum am vorbit mai devreme, și emoționale, nu din motive materiale. Și lăsați în urmă această minciună pe care probabil unii dintre voi v-ați oferit-o, poate lăsați în urmă pe cineva care v-a păcălit într-un fel sau altul. Și mergeți, asta pentru că moartea reprezintă și scorpionul și scorpionul semn de apă, mergeți către renaștere, da? Către o nouă dimensiune, o nouă vibrație. Pe vertical, ultimul rând, reprezintă ce?
echilibru, da? Valetul de cupe și lumea. Posibil e cineva care cu această ofertă emoțională vă ajută să vă echilibrați și să începeți o nouă lume, să vă ridicați deasupra vechii lumi și să intrați într-o nouă dimensiune, într-o nouă etapă a vieții voastre. Este o lecție, lumea. Este o lecție pe care a trebuit să o învățați, a spiritualității, a creșterii și echilibrului, da? Vostru. Poate și voi vreți să oferiți această cupă cuiva, tocmai ca să vă echilibrați pe voi înșivă și să vă învățați lecția. Să vă ridicați deasupra tendințelor vechi, da? Acestea materialiste, în care v-ați păcălit pe voi. Și să manifestați o nouă lume, da? Frumoasă. O nouă lume. 4, 6, asul, da? Asul de monede. Echilibru. Și nouă lume înseamnă moartea lumii vechi și renașterea, da? Nașterea unei lumi noi. Ai, sper că nu v-am zăpăcit prea mult. Eventual, reascultați și vedeți unde vibrați. În continuare aveți body work. Trebuie să lucrați cu voi, eventual. Dacă nu neapărat cu corpul vostru, poate cu energia, energy healing, da. Energie și terapie fizică. Poate asta ține și de noua voastră transformare și reechilibrare. Ce aveți în continuare din această serie? A vrut să se arate și atunci am păstrat-o, că arăta foarte bine. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Număr maestru, 44. Am zis, pentru mine e cartea a două persoane foarte încăpățânate, două persoane foarte puternice, stabile, dar care trebuie să încerce să se transforme împreună și separa și împreună, pentru că au un mare potențial. Da? 4 cu 4 e 8, da? Iar e Neptun, iar sunt oceane, iar ape, emoții, vă ridicați deasupra lor împreună, vă transformați, creșteți. Ia uite, un inoroc de apă, ce frumos, un căluț de mare, de fapt un inoroc de mare, ce frumos. Învățați să vă întâlniți nevoile pentru dragoste. Adică să vă învățați nevoile fiecăruia. S-ar putea să aveți nevoi opuse. Deci este necesar să vă întâlniți undeva la mijloc, ca să puteți să creați ceva, să transformați. Transformație 8. Iar casa 8 a sexualității, moartea și reînvierea, știți că moartea înseamnă și... Apropo, din punct de vedere sexual, înseamnă și altceva. Oricum, încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt, concentrați-vă pe dragoste. Da? Chiar dacă o persoană pare un pic mai dură, mai periculoasă, vedeți că e o latură frumoasă în fiecare. Cam ăsta este mesajul pentru februarie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pavă, pup, numai bine!